Marile proiecte de investiții aflate în derulare la Spitalul Județean din Alexandria se derulează cu dificultate, unele fiind blocate în diferite stadii de execuție. Lucrările la extinderea unității de primiri urgențe sunt sistate de câteva luni, iar construcția corpului D este abia în faza de proiectare. În cazul Spitalului Modular a fost nevoie de o suplimentare a finanțării. În ceea ce privește aparatura și echipamentele cu care vor fi dotate ambulatoriul integrat și UPU, procedura de achiziție este aproape finalizată. Avem patru mari investiții. Cea mai importantă este construirea unui corp D, în care o să mutăm toate structurile funcționale acum în corpul C, săl de operații, terapie intensivă, sale de nașteri și o parte din celelalte structuri, farmacie, laborator, așa, care este în proiectare acum. Proiectul este derulat de către CNI și cred că undeva prin martie-aprilie sper eu că vor începe efectiv lucrările pentru corpul nou și atunci vom avea o completare a proiectului care s-a derulat pentru corpul A și corpul B. O să închidem cum ar veni cercul, o să avem un spital funcțional și modern în totalitate prin construirea corpului nou, corpul D. În principiu mai avem și extindere și dotare UPU, care în momentul de față lucrările s-au cam blocat, dar se va relua licitația și partea de aparatură deja este funcțională și a fost adusă în unitatea de primiri urgențe. Mare parte din aparatură, mai avem de adus niște loturi, nu s-au terminat licitația pentru paturi și cărucioare de transport, dar aparatura principal, aparat de radiologie mobilă, aparat de ventilație, EKG-uri și mare parte din aparatură care a fost în proiect sunt deja aduse și sunt date în lucru la unitatea de primiri urgențe. Mai avem un proiectul dotarea ambulatoriului integrat, care finanțarea a fost obținută din 2018, încă de pe vremea când domnul președinte Adrian Gâdea era la Ministerul Dezvoltării. După cum ați văzut, în momentul în care ați intrat în spital, au început livrările de echipamente și sper eu că mai sunt 4 sau 5 loturi neajudecate, se vor relua și va fi dotată ambulatorul integrat al spitalului cu toată aparatura necesară la ore. Ați văzut aparatura pentru ORL, aparatura pentru ambulatorul de chirurgie, au fost pentru medicină internă, au fost aduse analizoare. Mai sunt niște loturi neajudecate, dar în curând vor fi livrate și acelea. Mai avem un cel mai nou proiect care este deja obținută finanțarea pentru Spitalul Modular, dar acolo au fost niște probleme datorită prețurilor care au crescut la partea de construcție și s-a făcut o suplimentare la Consiliul Județean. Și în momentul de față suntem în procedură de achiziție, acela fiind un spital modular complet dotat cu niște săli de izolare și cu niște săli de operație și parte de terapie intensivă. Acela va fi ca un backup al spitalului în momentul în care vom avea o defecțiune sau vom avea lucrări pe partea de săli de operații sau terapie intensivă, vom putea să folosim acel spital modular sau el în principiu a fost gândit pentru pacienții de COVID, dar să sperăm că o să scăpăm sau nu vom mai avea cazuri de COVID, dar în continuare, în momentul funcționării efective a acestui spital modular, va avea folosință și va fi dotat cu toată aparatura necesară. Sperăm că vom avea constructor care să vină la licitație, care este în momentul de față în derulare. Dacă până acum un an deficitul de medici era o problemă serioasă, mai ales la UPU, s-au găsit soluții pentru a acoperi mare parte din acest deficit. Avem unele secții unde suntem deficitari. Am reușit să rezolvăm problema la UPU, la unitatea de primiri urgențe, unde aveam un deficit mare de medici. Acum un an și jumătate, 2 ani, aveam doar 4 medici dintr-un necesar de 12, în momentul de față avem 7 medici, urmează la 1 ianuarie un medic rezident care își termină pregătirea, care este deja angajat să vină și dânsul. Mai sunt secții în care sunt probleme cu medicii. Am reușit la medicina internă să formăm o echipă foarte frumoasă cu medici tineri, care în momentul de față urmează o echipă și chiar își
dau interesul pentru pacient și eu, ca manager, mă mândresc cu ei, doctorița Rusu, doctorița Andreea Apostol, doctorița Tudor, care sunt medici care au terminat relativ recent și care efectiv se ocupă de pacienți așa cum ar trebui să se ocupe toți medicii pe care i-a dat. Toată lumea speră că odată cu finalizarea acestor investiții, când Spitalul Județean va fi cea mai modernă unitate medicală din județ, va deveni mult mai atractivă pentru medici, mai ales pentru cei tineri aflați la începutul carierei.